fericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie ce va fi săvârșită la paraclisul reședinței patriarhale cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. În al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la capela Spitalului Militar din Iași. În al preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, va sluji în parohia Cihei din protopopiatul Oradea, împreună cu un al preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, și preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei. În al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din cartierul Clujean Mănășturi. În al preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, va sluji la biserica Sfântul Ilie Tezviteanul din Craiova. În al preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în parohia românească Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț și Sfântul Bonifatie din Wiesbaden, Germania. În al preasfințitul părinte mitropolit Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei și exarh patriarhal, va sluji la mănăstirea Peștera din județul Dâmbovița. În al preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va sluji la biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Mangalia. În al preasfințitul părinte Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji în parohia Spătărești, protopopiatul Fălticeni. În al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în parohia Pogorârea Sfântului Duh, platoul romanilor, din Alba Iulia. În al preasfințitul părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la mănăstirea dintr-un lemn, județul Vâlcea. În al preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Roman. În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului va sluji la mănăstirea Izvorul Mureșului din județul Harghita. În al preasfințitul părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei va sluji în parohia Colțăneni, protopopiatul Buzău II. În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. În al preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va sluji la schitul Moneasa, protopopiatul Sebiș. În al preasfințitul părinte Nicolae, arhiepiscopul ortodox român al celor două Americi, va sluji în parohia românească Sfinții Apostoli din Kitchener, provincia canadiană Ontario. Preasfințitul părinte Corneliu, episcopul Hușilor, va sluji la Catedrala Episcopală din Huși. Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, va sluji în parohia Obreja, protopopiatul Caransebeș. Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Biserica Sfânta Treime din filia Gărdăneasa a parohiei Ponoarele, județul Mehedinți. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la mănăstirea Sfinții Voievozi din Slobozia. Preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji în parohia Zagon, județul Covasna. Preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji în parohia Zâmbreasca, județul Teleorman. Preasfințitul părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului, va sluji la schitul Sfântul Nicolae din Giurgiu. Preasfințitul părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Catedrala Episcopală din Slatina. Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, va sluji la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Măcin, județul Tulcea. Preasfințitul părinte Petroniu, episcopul Sălajului, va sluji în parohia Fizeș, protopopiatul Șimleul Silvaniei. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria, va sluji la Catedrala Episcopală din Gyula, Ungaria. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Italiei, va sluji în parohia românească Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian și Sfânta Muceniță Justina din Vareze, Italia. Preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia românească Sfinții Apostol Petru și Pavel din Santander, Spania. Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji în biserica Sfântul Mare Mucenic și Arhidiacon Ștefan din localitatea Maierul, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Melbourne, Australia.
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Mănăstirea Antim din Capitală. Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji în Biserica Sfântul Antonie din Veria, Grecia. Preasfințitul Părinte Ilarion Făgărășanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, va sluji la Mănăstirea Sfinții Apostol Petru și Pavel din localitatea Cârțișoara, județul Sibiu. Preasfințitul Părinte Marc Nemțeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, va sluji în parohia românească Sfântul Iosif din Bordeaux, Franța. Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji în filia românească din Fürstenfeldbruck, Germania. Preasfințitul Părinte Emilian Loveșteanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, va sluji la Biserica Înălțarea Domnului Ostroveni din Râmnicu Vâlcea. Preasfințitul Părinte Ioan Casian de Vicina, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a celor două Americi, va sluji la misiunea Sfinții Împărați din Sherbrooke, provincia canadiană Quebec. Preasfințitul Părinte Justin Sigheteanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Șindrești, protopopiatul Baia Mare. Preasfințitul Părinte Ignatie Mureșanul, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia românească Sfântul Macarie cel Mare din Leeds, Marea Britanie.